Asociațiile de proprietari sunt conduse de comitete executive și de președinți, alegerea acestora fiind de competență adunărilor generale. Tot în adunările generale sunt stabilite bugetele și nivelul contribuțiilor proprietarilor la fondul de rulment. Principalele hotărâri care se iau în cadrul hotărârii în cadrul adunării generale sunt constituirea bugetului de venituri și cheltuieli, constituirea fondurilor necesare pentru desfășurarea activității asociației și enumerăm fondul de rulment, fondul de reparații și fondurile speciale acolo unde este cazul. Alegerea președintelui, a membrilor comitetului executiv și a cenzurilor acolo unde mandatul acestora a depășit perioada de 2 ani. Insist că durata unui mandat al personalului ales este de maxim 2 ani. Această mențiune specială nu este întâmplătoare, întrucât unii președinți deja s-au instalat pentru o viață la asociațiile de proprietari, iar activitatea desfășurată de acestea nu este conformă legislației în vigoare. Șeful Serviciului Monitorizare Asociației de Proprietari îi îndeamnă pe membrii asociațiilor să nu neglijeze rolul adunărilor generale și să participe la acestea. Numai în acest mod își pot exercita drepturile și pot cere modificarea unor decizii sau adoptarea celor mai bune hotărâri pentru administrarea imobilelor și utilizarea fondurilor pentru constituirea cărora contribuie.